Miercuri, 25 februarie, școala gimnazială Oprea Iorgulescu din Câmpul Lung a organizat, pentru cei interesați de oferta educațională a școlii, Ziua Porților Deschise. Părinții și invitații au avut ocazia să viziteze sălile de clasă, laboratorul de informatică, biblioteca școlii cu peste 10.000 de volume, cabinetul de consiliere psihologică, baza sportivă și terenul de joacă al grădiniței. Reabilitată, modernizată, școala gimnazială Oprea Iorgulescu are o ofertă educațională pe măsură. Cei prezenți au avut plăcerea să discute cu profesorii ce vor prelua din toamnă clasa pregătitoare și să pună la punct unele detalii în ceea ce privește procedurile de înscriere ale copiilor. Cu 3 clase pregătitoare unde copiii vor studia limba engleză, cu organizarea programului școală după școală, cei 75 de copii ce se vor pregăti să pășească la anul în clasa 1, școala înființată de Oprea Iorgulescu rămâne una dintre școlile atractive ale municipiului. În școala noastră avem dotări materiale deosebite. Se desfășoară lecții moderne, avem în fiecare sală de clasă videoproiector, doamnele învățătoare folosesc pentru a realiza lecții moderne, cu prezentări de lecții pe suport electronic, care au mare impact asupra copiilor. Le oferim șansa să se afirme în toate domeniile, atât în concursuri pe discipline, dar și pentru copiii talentați la sport, la șah, la creații literare și plastice, practicarea altor sporturi, avem echipe de baschet, de handbal, copiii noștri practică și atletismul, am obținut o serie de premii. Pentru noi, performanța este pe locul întâi și sper că și copiii dumneavoastră să obțină atât pentru ei cât și pentru dumneavoastră, pentru școală, rezultate deosebite la învățătură, dar și în celelalte activități. Copiii ce se formează în cadrul școlii gimnaziale Oprea Iorgulescu au încântat asistența cu un scurt program artistic. Azi vom învăța cum să colorăm. Nu te speria, noi te ajutăm. E așa ușor, trebuie să fii atent. Azi vom învăța, ține minte așa. Roșu ca cireșele și galben ca lămâie.